Crucea Roșie Călăraș a lansat campania umanitară Din Suflet pentru Suflet. Este pentru al doilea an consecutiv în care reprezentanții Crucii Roșii derulează această campanie. Persoanele interesate pot dona haine, încălțăminte, îmbrăcăminte, jucării, produse de igienă sau rechizite. Bunurile colectate vor ajunge la persoanele nevoiașe în preajma sărbătorilor de Crăciun. Mai multe detalii despre campania Din Suflet pentru Suflet ne dă Aura Giurcă, director Crucea Roșie Călăraș. Este vorba despre campania Din Suflet pentru Suflet, o campanie pe care noi o desfășurăm de două ori pe an, în apropierea sărbătorilor pascale și în apropierea sărbătorilor Crăciunului. În ce constă campania? Noi, în toată perioada anului, colectăm de la persoane fizice sau persoane juridice donații. Donații constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, alimente, rechizite, pe care noi le facem pachete și în perioada Crăciunului și a Paștelui noi începem să le distribuim. Lucrăm foarte bine cu asistența socială din toate localitățile și dânșii ne informează acolo unde este nevoie să ducem aceste pachete. Și, sincer, sunt foarte, foarte multe cazuri. Chiar și astăzi am primit deja o solicitare. Cine poate dona? Oricine poate dona. Sunt persoane la noi în oraș, la noi în județ, care chiar nu au ce îmbrăca și care nu, copii care merg iarna în papuci de plastic la școală și în picioarele goale. Nu trebuie neapărat să doneze îmbrăcăminte nou-nouță. Pot să doneze și îmbrăcăminte purtată, dar curată, ca să putem noi să o dăm mai departe. După ce le donează, noi le sortăm, facem pachetele și începem să le ducem. Unde pot fi aduse donațiile? În momentul de față, la noi la sediu, la Crucea Roșie, este prelungirea București numărul 24, este exact în blocul Direcția de Sănătate Publică. Sper să ne accepte și primăria o urnă pentru donații. Sunt convinsă că o să găsesc deschidere la domnul primar, pentru că întotdeauna am colaborat foarte bine. Pentru că este mult mai ușor în două puncte și să putem să le colectăm noi și de acolo măcar o dată pe săptămână. Aveți spațiu de depozitare? Vă descurcați din acest punct de vedere? Avem spațiu nostru aici, la sediul nostru, la Crucea Roșie, dar datorită Consiliului Județean, și mulțumesc pe calea aceasta Consiliului Județean, ne-au sprijinit extraordinar de mult, ne-au dat încă un spațiu la fostul liceu Știrbei Vodă. Și acolo le țineți până... Acolo le ținem, da. Numai că le sortăm aici, aici le aducem, le sortăm și pe urmă le punem în sat și le distribuim de acolo. Știu că aveți o colaborare cu unitățile de învățământ. Aveți protocoale semnate și cu alte instituții? Până în momentul de față, pentru proiectul acesta din iarna aceasta, avem protocol semnat cu două școli. Cu siguranță vor veni și ceilalți. Întotdeauna am avut o colaborare deosebită cu inspectoratul școlar. Vor veni și ceilalți. Anul trecut cred că au fost toate școlile și liceele din oraș și au fost și din afara orașului. Cine poate solicita ajutorul Crucii Roșii? Doar prin primărie poate veni această solicitare sau orice persoană care are cunoștință de un caz social poate să vă informeze? Orice persoană poate să ne informeze, dar noi nu o să ajutăm imediat. Noi trebuie să facem o anchetă socială și pentru că nu avem posibilitate de deplasare și nu avem personal decât eu sunt angajat, apelăm la asistența socială de la primării, apelăm la taxe și impozite, pentru că sunt și persoane care încearcă să ne fenteze, sincer. Adică nu sunt reale. Nu sunt reale. Știm foarte multe multe cazuri care lucrează prin Spania, n-au nimic pe numele lor, au dita mai vilele, dita mai casele, dar de fapt nu figurează cu nimic. Și totuși nu poți să ajuți. Mai repede ajuți niște bătrâni singuri sau o familie cu mulți copii care sunt undeva la țară și nu-și găsesc de lucru, copiii sunt mici, copiii chiar nu au nicio vină și nici bătrânii nu au nicio vină, Doamne ferește. Și acolo mergem și dăm mai multe ajutare. Bunurile colectate în perioada aceasta, când vor ajunge la cei care au nevoie de ele? Vor ajunge în perioada 12 sau 1 decembrie, 23 decembrie. Pe 12 decembrie, Crucea Roșie Călăraș va împlini 95 de ani de la înființare și vom avea un spectacol la care o să vă invităm și pe dumneavoastră. Și în perioada aceea o să avem, de obicei în perioada Crăciunului lumea e mai bună și vin și cu mașinile și ne ajută la transport și primarii sunt mai dispuși să ne ajute cu transportul. Deci veți avea și voluntari în acea perioadă. Voluntari avem tot timpul, dar în perioada Crăciunului vin mai mulți.
Și e normal să și recompensezi voluntarii pentru toată munca lor și avem petrecere pentru Crăciun, pentru voluntari, adică... Na. Aveți surprize pregătite pentru ei. Se apropie sezonul rece. Știu că anul trecut ați distribuit boilere. Anul acesta mai aveți această opțiune? O mai derulați? Da, chiar mai avem, cred că 6 sau 7 boilere din 69 câte am distribuit în tranșa asta. Le-ați este a treia. Deja? Da, este a treia tranșă prin intermediul Crucii Roșii Române, una din firmele mari de electrocasnice de la noi din țară, a distribuit boilere pentru școlile, grădinițele care nu au toate dotările necesare, centre de zi pentru copii sau pentru bătrâni. Iarăși acum o să avem un proiect, școlile care nu au toaletă înăuntru, ci au undeva în fundul curții, se pot înscrie la concurs pe site și Crucea Roșie Română, prin donațiile primite, le vor construi înăuntru toaletele. Toalete. Da. Revenim un pic la boilere. Când ați avut perioada de distribuire? Acum păi, spre sfârșitul anului sau s-a extins pe tot parcursul anului? Nu, noi le-am primit acum 2 săptămâni de la București și chiar și în ziua respectivă au venit să le ia de la școlile și de la grădinițele respective. Aveți tot timpul o colaborare și informați primăriile despre acțiunile dumneavoastră și despre campaniile pe care le derulați? Noi avem parteneriat cu 30 de primării de la noi din județ și colaborăm foarte bine cu majoritatea, să zicem cu 90% din primării. Noi informăm, le spunem despre ce este vorba, iarăși prin inspectoratul școlar informăm unitățile școlare despre proiecte și dacă ei doresc să se implice, noi îi ajutăm, îi sprijinim cu tot ce înseamnă hârtii și mail-uri și toate cele. Chiar săptămâna viitoare urmează să primim 7500 de pachete de paste și periuțe pentru copiii din clasele pregătitoare până la clasa 4-a. Dacă până acum am dat mai mult în rural, acum vom da pe urban și ce rămâne, dăm și în județ. Și este a 4-a ediție. Data trecută am avut 12.000. Și veți face o campanie în școli? Sunt selectate deja școlile sau urmează Nu, noi informăm inspectoratul și inspectoratul distribuie în școli, pentru că chiar nu am toate adresele de mail. Și care dorește să se implice, spune. Da. Deci inspectoratul va decide unde se va derula această campanie? Nu, școlile care se implică, nu inspectoratul decide. Dacă ei vor, inspectoratul doar este transmițătorul, ca să spun așa. Deci la solicitarea unităților de învățământ? Da. Eu le solicit ajutorul celor de la inspectorat, inspectoratul distribuie și îi spun da, vrem și noi. Și merge bine.